La ultima conferință de presă, președintele al de Maramureș, Cornelia Negruț, afirma că în cadrul ședinței Biroului Politic Teritorial, a Biroului Politic Executiv și a Biroului Politic Central s-a discutat despre poziția pe care partidul, din care face parte, o deține în ultimele sondaje, care au fost efectuate și care vizează formațiunile politice importante din țara noastră. Datele arată că formațiunea ar avea câștig de cauză în anumite circumstanțe. Dacă participăm împreună cu PSD-ul, vom, bineînțeles, în turul 1. Tăriceanu a ieșit cu un procent de 41% pe locul 1, iar Iohannis pe locul 2 cu 32%. Dacă ALDE și PSD-ul participă separat, pe poziția 1 Iohannis este cu un procent de 33%, Tăriceanu cu 24% și Dragnea cu 16%. Datele sunt obținute în urma unui sondaj efectuat la solicitarea ALDE. Toate sondajele care au apărut recent, se vede că partidele care cresc sunt ALDE și USR-ul și partidele care scad PSD-ul și PNL-ul. Singurul partid despre care putem să spunem că nu are un element de identitate este Partidul Național Liberal, care nu știm, astăzi se unesc cu PMP-știi, mâine se unesc cu useriștii și cu România Plus. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și cum se vor poziționa formațiunile importante din țară și asta în condițiile în care sunt așteptate alianțe care mai de care mai ciudate.